Bună seara, bun găsit la știri, iată subiectele zilei. Dacă ajunge președinte, Klaus Iohannis promite că va atrage investitori străini printr-o legislație sănătoasă și stabilă. Candidatul Alianței Creștin-Liberale la președinție a declarat la Târgu Mureș că repetatele schimbări ale codului fiscal sunt inadmisibile și că PNL crede în relaxare fiscală pentru a încuraja investitorii. Klaus Iohannis este convins că țara noastră nu va deveni prosperă introducând noi taxe și impozite. Este necesar să avem o legislație în domeniul economic serioasă, credibilă și stabilă. Nu este posibil să schimbi codul fiscal din două în două luni și să te aștepți să vină investitorii și să aplaude. Ei vor să știe foarte exact ce impozite și taxe vor plăti și peste 2 ani și peste 5 ani. Nu poate un guvern să vină și să introducă de azi pe mâine o acciză suplimentară, fără să spună ce vrea să facă cu banii, pur și simplu pentru a acoperi ineficiența colectării. În acest context, dacă ar fi președinte, Klaus Iohannis spune că ar promulga reducerea CAS, mai ales că PNL a cerut deja acest lucru anul trecut. Iohannis s-a declarat convins că premierul Victor Ponta nu dorește de fapt ca CAS să scadă, fiind doar o declarație electorală. Încă din toamna lui 2013, oamenii noștri au mers în guvern și au propus, primul ministru n-a vrut. FMI a spus că nu se poate acum. A venit 1 ianuarie, primul ministru a spus că nu se poate acum, femeia a spus că se poate de la 1 iulie. 1 iulie, aceeași poveste. S-a apropiat campania electorală și iese primul ministru care spune că vrea să reducă CAS cu 5%, chiar dacă nu vrea femei. Eu nu cred că primul ministru dorește în realitate reducerea CAS-ului, dar dorește să inducă ideea că vrea să reducă CAS-ul. Anul trecut în țara noastră au intrat 2,7 miliarde de euro investiții străine, dar și 4,5 miliarde de euro de la milioanele de români care muncesc în străinătate. Lansarea candidaturii Elenei Udrea la președinție era de așteptat. Este declarația făcută de Klaus Iohannis. Candidatul acelei la prezidențiale a precizat însă că nu se simte amenințat de nicio candidatură de dreapta. Un lucru așteptat, nu este niciun fel de surpriză. De fapt, a fost un lucru așteptat mai de multă vreme. Suntem o țară liberă, fiecare formațiune politică poate să prezinte un candidat, dacă adună suficiente semnături, mai mult de atâta nu cred că am de spus în această chestiune. În privința autonomiei teritoriale cerută de liderii mai multor formațiuni politice maghiare din țara noastră, Klaus Iohannis a declarat că nu dorește să se creeze privilegii pentru nicio etnie din România. Eu vreau să fiu președintele tuturor. Eu sunt singurul dintre toți candidații care știe cum este să fii minoritar la tine în țară. Nu spun lucrul acesta fiindcă este un avantaj electoral. Nici măcar nu sunt foarte mândru de asta, dar este o constatare și această constatare cred că este una care va fi bine auzită și de telespectatorii dumneavoastră, etnici maghiari, fiindcă dacă vrem să schimbăm lucrurile în țara noastră, atunci trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Românii sunt o națiune civică. Cu toții suntem români. Candidatul Alianței Creștin-Liberale la prezidențiale, Klaus Iohannis, s-a întâlnit ieri la Târgu Mureș cu mai mulți lideri de organizații din cadrul Alianței din județele Mureș, Alba, Arad și Dolj. S-au dezbătut, printre altele, modalitățile cele mai eficiente de a se strânge cele 200.000 de semnături pentru lansarea candidaturii sale. 3 milioane de lei costă erorile de calcul la pensiile din județul Mureș, iar oprirea mașinilor pe porțiunea din DN15, care traversează localitatea Sânt Georgiu de Mureș, va fi interzisă. Detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt.
3 milioane de lei costă erorile de calcul la pensiile din județul Mureș. În total, 1.800 de pensionari mureșeni au primit în ultimii 3 ani sume necuvenite de la bugetul de stat. La nivel național, situația este mult mai dramatică. Aproximativ 1,8 milioane de euro reprezintă sumele încasate în mod eronat de pensionari din cauza greșelilor de calcul făcute de funcționarii statului, bani care guvernul va renunța să-i mai ceară de la cei peste 21.000 de pensionari. Guvernul a aprobat în ședința de marți două proiecte de lege referitoare la administrația fiscală pentru pensionari și mame. Proiectele de lege au fost trimise pentru dezbatere în Parlament. Oprirea mașinilor pe porțiunea din DN15 care traversează localitatea Sân Georgiu de Mureș va fi interzisă spre bucuria șoferilor care traversează comuna mureșeană pe drumul național recent modernizat, dar care este limitată în timpul zilei din cauza mașinilor parcate ilegal pe prima bandă de circulație. Oprirea este interzisă în acest sector, iar în zilele următoare vor fi montate indicatoare rutiere la intrarea în localitate, care îi va avertiza pe conducătorii auto că nu au voie să oprească pe sectorul de drum național care traversează localitatea. Poliția avertizează că cei care opresc pe acest sector riscă să fie amendați de agenții de la rutieră. Mii de ferme agricole și zootehnice mureșene sunt verificate de specialiștii APIA în teren. Aproximativ 2600 de ferme agricole din județul Mureș care au depus cereri de plată pe suprafață în campania 2014 sunt supuse controalelor. 80% din controale se fac prin teledetenție. De asemenea, a început și verificarea pe teren a fermelor de animale, în total peste 100.000 de capete de bovine, ovine și caprine din circa 350 de ferme mureșene. Rezultatele acțiunii vor fi cunoscute la începutul lunii octombrie, ultima zi de verificări fiind 30 septembrie. Strada Înfrățirii din cartierul Tudor Vladimirescu va primi în câteva zile o nouă față. Autoritățile locale au ordonat lucrări pentru modernizarea infrastructurii din zonă, care era vizibil afectată de trecerea anilor. Strada Înfrățirii a intrat în reparații capitale. În zonă vor fi înnoite trotuarele, bordurile și aleile pietonale. Investiția în valoare de 80.000 de lei va fi suportată din bugetul local. În urma sesizărilor avute pe Strada Înfrățirii vis-a-vis de trotuarele existente, datorită faptului că s-a lucrat și a intervenit gazul de mai multe ori, am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă este ca trotuarele să fie reabilitate în întregime, fapt care se realizează și cred că în maximum 5-6 zile finalizăm în întregime Strada Înfrățirii cu infrastructura reparată în totalitate. Cu toate că oamenii vor circula mai greu o perioadă, aceștia spun că se bucură că strada lor va fi modernizată. Orașul Ludu și comunele limitrofe vor avea un punct de lucru smurt. Înființarea acestuia era necesară, deoarece în perioadele de vârf, ambulanțele locale nu fac față solicitărilor. În perioada următoare va avea loc și recrutarea personalului pentru serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare. Punctul smurt de la Luduș este în curs de înființare. Acesta îi va deservi atât pe ludușeni, cât și pe sătenii aflați în cele 9 comune limitrofe. Solicitările sunt mai multe decât numărul de salvări disponibile în orașul nostru, care sunt 2. Deci, sunt foarte multe momente în care vine a treia sesizare, a treia necesitate de a interveni salvarea și nu mai există salvare disponibilă. Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, Alin Moldovan, a precizat că ISU Mureș pune gratuit la dispoziție o ambulanță de tip B2 încadrată cu personal civil, care vor lucra 24 de ore cu 72 de ore libere. Primăria Luduș s-a angajat să asigure cheltuielile de funcționare a sediului și de salarizare a personalului. Încearcă deschiderea unui echipaj de prim ajutor, încadrat cu paramedici, paramedicii fiind angajați de către asociația din Luduș. Primăria Luduș are o asociație împreună cu nu știu câte primării și pe această asociație se încearcă încadrarea, angajarea 14-16 paramedici care ulterior o să încadreze acea ambulanță de tip B2 la Luduș. Cursurile urmează să se facă la Târgu Mureș, la centru de formare, după un interviu și după ce acei concurenți au urmat acea probă sportivă pentru triere. Persoanele selectate pentru a deveni paramedici vor urma cursuri de calificare cu durată de 4 săptămâni. Cei interesați urmând să depună la registratura primăriei Luduș o cerere de înscriere, însoțită de un CV până la data de 29 august. Autoritățile speră ca până la finele acestui an, noul punct smurt de la Luduș să devină operațional.
Mureșul este în topul județelor la numărul de turiști. Aproape 2000 de turiști în plus față de anul trecut au ales ca destinație județul Mureș. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Mureș, în primele 6 luni ale acestui an, peste 170.000 de turiști au vizitat județul nostru. Cea mai importantă creștere se înregistrează la numărul de înoptări efectuate. Datele au fost colectate de la 236 de agenți economici cu activitate în domeniul turistic. Urmează datele despre vreme. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Nu uitați, știrile pot fi revăzute pe pagina noastră de Facebook, Televiziunea ŠTV, acolo unde ne puteți lăsa și sugestii sau comentarii. O seară plăcută tuturor! La revedere!